Prezentăm o parte. Mascul Florin Bronz. Aici avem o femelă de fluture. Femelă de uriaș. Aici avem neamțul meu. În Germania. Tățul. Aici avem un mascul de 96 de puncte. Aici avem bătrânul meu, neamțul David Codău. La 3 ani, în aprilie. Încă mai muntează, a mai slăbit. Aici avem neamțul din Germania, de 96 de puncte. Aici avem mascul de 95,5 puncte. Aici o femelă de uriaș. Pui am mutat la femela de californian. Aici avem altă femelă de uriaș care are pui. Aici am puietoare, 4 pui. Toate acestea sunt puii ei. 4 puișori. Frumos. Acoperim. Ziua. Aici avem Hicol cu neozelandez. Avem aici și un pui de californian de la bătrâna mea. Hicolma foarte bună doică, Hicolul. Aici avem altă femelă de uriaș din martie. Așteptăm să fete. Aici avem o femelă care a puiat, pui a mutat la altă femelă. A fost prea mare, le-am dat vitamine. Tasați mulți. Aici avem o femelă de neo, a Bronz Florin, gestantă, să sperăm. Foarte mare, masivă. Aici avem o femelă de neo, cu puișorii ei, 5 puișori. Uitați-i. Aici avem o femelă de neo, mare, 95 puncte. Mascul Bronz Florin. Aici avem o femelă de uriaș, gri. O femelă doică de floture. Aici avem masculul din Germania, californian. Aici altă de neo, de 96 de puncte. Aici avem femeia mea bătrână, californiană, la 4 ani, campionul la Lipova. Aici avem femeia de uriaș. Aici avem o femeie de californian cu puișorii ei. Aici o femeie de gri.
Și avem și o găină. Aici tinere de California și de Hicol cu Neo. Aici avem tinere de California frumosei. Aici avem coștile de transport. Aici am butoi, avem amestecul de orzoaică cu granule și cu fără soarelui. Rexy! Aici intrăm la centrală, unde avem aici femela de californian. Uitați-o! Aici am femela mea campioană. Aici femela cu pui.